Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am găsit un exercițiu de dicție care ar merita făcut. Și am vrea să facem un joc. Dacă toți suntem în ultima ediție, dăm un hanorac celui de-al treilea mesaj câștigător. Cine nimerește, cine știe ce limbă, în ce limbă se petrece acest exercițiu de dicție pe care îl face un prezentator înainte emisiei la un post de televiziune din, nu o să spunem țara. Deci 0728 3 de 1 3 de 2. Ziceți în ce limbă face domnul exerciții. Al treilea mesaj, deci nu primul, nu al doilea, nu al treilea. Al treilea mesaj câștigător. Nu primul, nu al doilea, nu al treilea, al treilea. Nu primul, nu al doilea, scuze-o. Nu primul, nu al doilea, al treilea mesaj care zice, da, de ce al treilea? Corect, primește hanurac. De ce al treilea? Al treilea... Oferi de despot. Elvis Duran. Elvis Duran. Deci e o poveste mică aici, Zaf și cu mine, în urmă cu mulți ani, la ceva ce se cheamă Radio Days. Un congres internațional al producătorilor de radio. Nu știu de ce ne-au chemat și pe noi, dar ne-au chemat. Ca să ne facă de râs. Ne-au zis că noi eram... Ne-au dat exemple mereu. Da, și a venit acolo un DJ faimos. Zaf e fanul lui. Poate cel mai faimos. Da. Și dacă pot spune așa? Da, mă rog, în fine, discutabil, ok. Și Zaf îmi făcea capul pătrat. Băi, trebuie să mergem să-l vedem pe Elvis Duran. Elvis Duran în sus, Elvis Duran în jos. Și eu, mă, cine este Elvis Duran ăsta? Hai, mă, să mergem la Elvis Duran, să-l vedem pe Elvis Duran. Și după ce ne-am dus, Elvis Duran este un DJ american faimos pe care îl cheamă Elvis Duran. Duran, dar da, eu înțelegeam Elvis Duran. Este cel care realizează matinalul cu cel mai mare succes din Statele Unite. Da. Nu se mănâncă cu el, că noi suntem mai înalți. Exact. Mă rog, mai sunt și alte diferențe. Înțelegeam, ăsta i-a dormit de continuare. Da. Înțelegeam Elvis Duran. Eu îi spuneam Elvis Duran. Ah, și da, el îi spunea Elvis Duran. Nu, gata. El. El. Nu-i nimic. Da. Și la un moment dat Elvis Duran a povestit cum a debutat el în radio, nu știu ce orășel mic de prin Midwest-ul american, da, și era super entuziast, făcea o grămadă de drăcie. L-au lăsat să facă matinalul. Da, și la un moment dat a zis, pun următoarea întrebare, a pus o întrebare oarecare simplă, și al treilea care sună primește $100. Și zice, n-a sunat nici măcar... N-a sunat nici măcar mama. N-a sunat nici măcar mama, n-a sunat nimeni. Dădeam $100, voiam 3 telefoane, n-a sunat nimeni. Da, disperarea lui era că dădea banii ăștia de la el, adică nu, da, era radio care dădea premiul de $100. Exact, și el, exact, a zis, scot de la mine $100 și vi dau. Cine sună al treilea, nu știu ce. Bun, deci facem experimentul ăsta, hanorac cu Europa FM, pentru al treilea care nimerește limba corectă a acestui exercițiu de dicție. Kuz kez kuz kuş keş kuş kır ker kör kül kel kül kilin kısa söz kim okuyt tez arkada alt arkar var kırkada kırk arkar var kırk arkarda ağ arkar var alt arkarda mark arkar var hedrede evigir ateş otur evigir ateş oturgan hedrene ejim aşıp otur gülüm. Da, o să vă duc, vă zic eu că nu e turcă. Pentru că o să vă păcălească, o să spuneți că dacă ați auzit Arkada, de la Arkada și Gülüm și nu știu ce, dar nu este turcă. Deci nu vă duceți în direcția turcă. Stai așa. 0728. Primele două au venit, gata. L-am prins și pe al treilea. A, nu, stai așa. Nu cred, au ghicit deja? Da, dar stai că haide, nu e nenorocire acum. Deci că noi avem așa o tabletă repede aici, prieten, pe care vin mesajele voastre și știți cum e, pe display ei apar, să zic, 20 de mesaje. Gargare în tătare. Și acum curge ca apa la robinet de granul. Problema e că nici mesaje, pe... Și nici nu aici pot fi oprite, adică doar când se când vă opriți domolește voi torentul, poți să te întorci să vezi. Da, au nimerit. Cine a fost? Da. Au nimerit, da. Așa, dar unde ori știi, da, nu știu, frate, cred că au... Sunt și variante pe lângă, respectiv finlandeză, poloneză. Adevărul e că polonezii au multe. Vorbeam aseară cu un prieten. Indiană. Că era, e un sportiv, dar sunt mai mulți polonezi, are atâtea consoane în nume că poți să spui parolă de Wi-Fi, nu ghicește nimeni niciodată. Cus, chis, cus, cus, chis, cus, căr, 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 căr. Asta e, mă, asta e exercițiu de dicție. Deci trebuie să citim în ordine, da? Primele trei mesaje cu limba. Le citim, promite, mai exact cum a spus Luca. Poți, gata, m-am întors eu la ele. Hai că între timp voi le dibuiesc eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.